Angajatorii străini trimit oferte tentante la Gorj. De această dată, joburile sunt pentru doi medici psihiatri care ar putea să-și rotunjească veniturile considerabile la un spital din sudul Danemarcei. Avem două posturi de medic psihiatru. Salariul este de 93.577 de euro brut pe an. Se cere să cunoască foarte bine limba engleză sau limba germană. Se acordă sprijin pentru găsirea unei locuințe. Data limită de depunere a ofertei este 29 mai 2013. Chiar dacă au fost anunțați că vor fi tratați regește în Danemarca, medicii de la Gorj nu vor să accepte această ofertă dintr-un singur motiv. Medici de la Gorj interesați de aceste posturi? Încă nu, dar oferta abia a apărut. Chiar astăzi a apărut pe site, ieri nu era și așteptăm să vină. Dar în edițiile anterioare au venit medici care s-au înscris pentru aceste posturi? Nu prea. Deci din Gorj nu prea sunt interesați. Spuneam că în Danemarca nu m-aș duce din multe motive. În primul rând este clima lor destul de dificil de suportat. Este limba aproape imposibilă de făcut psihiatrie în limba daneză. Oferta este bună din punct de vedere financiar, din punct de vedere al oportunităților de a învăța limba. Laura Bârdeanu lucrează de 7 ani la Spitalul Județean Gorj și nu exclude varianta de a pleca la muncă peste hotare, dar nu oriunde, ci în Caraibe. Țările nordice pentru mine nu sunt atractive, ca insulele, de exemplu, despre care am mai vorbit, că aș pleca dacă nu m-aș descurca aici și aș vrea un venit suplimentar, aș pleca în insule, în Caraibe. Care este motivul pentru care a ales insulele exotice? Caraibe sau alte insule sau ceva exotic. Oricum, dacă tot pleci și te chinui un an, doi sau cât aș putea să stau acolo, măcar să, în afara serviciului, să pot vedea niște locuri pe care nu pot să le văd de aici. Să văd alte culturi, să văd altă... Îmi place vegetația, îmi place clima... Deci, din punctul ăsta de vedere, că psihiatria este aceeași peste tot în lume. Dar condițiile de mediu sunt foarte importante. Eu sunt dependentă de soare. Dacă nu este soare, nu funcționez bine. Pacienții spun că ar fi o pierdere pentru județul nostru ca medicii să plece la muncă peste hotare. Păi la ce să plece în străinătate? Să stie aici, la noi, să ne cum. Dau bani mult mai mulți. Dau bani mai mulți? Păi o dau bani mai mulți, să dea guvernul mai mult să stie pentru bolnavi. Să stie să... Ne căutăm sănătatea că murim prin, uite așa, cu boala în noi. E un lucru bun că pleacă? Nu prea e bun. Nici ceilalți, numai medici. Dar nu sunt locuri de muncă. Nu sunt plătite locurile de muncă. În prezent, la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj există o ofertă cu 125 de locuri de muncă în străinătate pentru diverse meserii în țări precum Belgia, Olanda, Danemarca și Suedia.